Salutare frații mei, Montana pe vlog. Deja știți cum stă treaba, pentru cei care nu știu cum stă treaba, din acest moment începe oficial experimentul Cușca. În ce constă acest experiment? 6 concurenți, 10 zile, un premiu de 1000 de euro. Concurenții în aceste 10 zile nu vor avea acces la telefon, nu vor avea acces la internet, nu vor avea acces la vizite. Tot ce trebuie să facă e să reziste 10 zile aici. Concurenții în aceste 10 zile se vor elimina între ei, până în momentul în care vor mai rămâne 2. În momentul în care vor mai rămâne 2 concurenți, membrii canalului Montana Vlog sunt cei care vor vota și vor decide cine este câștigătorul acestei prime ediții Cușca. Nu de puține ori am auzit tineri care spuneau: eu pentru 100.000 de euro m-aș duce un an de zile la pușcărie. Aici vom vedea ce înseamnă 10 zile de pușcărie. Da, nu este o pușcărie reală. Da, avem pereți albi. Da, avem ceva condiții. Dar aici veți vedea în ce constă de fapt greutatea unui sistem de detenție. Cel mai mare dușman al unui om ținut în captivitate este timpul și propriile gânduri. Nici de cum pereți albi sau pereți negri, pereți murdari, pereți plini de igrasie. Timpul, gândurile și cei lângă care trebuie să conviețuiești și cu care trebuie să te înțelegi. În momentul în care îți pierzi libertatea, nu îți pierzi doar libertatea, îți pierzi și demnitatea. Printre altele, îți pierzi accesul la micile bucurii ale vieții, bucurii pe care tu considerai că le meriți sau ți se cuvin. Îți sunt asigurate 100%. Nimic în viață nu ți este asigurat 100%. Și poți pierde totul într-o fracțiune de secundă. E nevoie doar de o decizie proastă, de o situație nepotrivită, de un moment nepotrivit. Rămâi liber. Concurenții de astăzi vor face un experiment. Vor sta doar 10 zile. În experimentul vieții sunt concurenți care nu mai ies din cușcă niciodată. Bucură-te de micile bucurii ale vieții. Bucură-te de familia ta. Bucură-te pentru tot ce ai. Luptă pentru mai mult, dar pe căi legale. Acestea fiind spuse, hai să cunoaștem concurenții. Mă numesc Trăin Darius, am 31 de ani și locuiesc în Reșița, crescut și născut în Oravița. Am crescut în mare parte de bunicii mei, părinții mei fiind despărțiți de când am fost mic. Am crescut cu multă dragoste de la bunicii mei. Am crescut într-o casă de familie credincioasă, pocăiți. Am crescut cu multă dragoste, armonie, însă am gustat și din stradă. Fiind fără un tată aproape, să zic așa, am mai pierdut mult timp și în stradă, cu băieți, fel de fel de anturaj, am cunoscut tot felul de oameni. Am încercat mereu să iau cei mai buni de la ei, să învăț din chestiile, din greșelile lor. Le-am făcut și eu greșelile, dar am învățat din ele. Tot timpul mă uitam la un caracterul unui prieten cunoscut, amic ce era, încercam să îl judecam în propria minte. Și încercam să iau cei mai buni de la el, să nu repet același greșel cum ar veni. Mă numesc Hotima Darius, am 21 de ani și sunt din Caransebeș. Nu mi-a plăcut niciodată să agresez, cel puțin fizic, poate mental, fără să-mi dau seama. Cât de mult îți plac banii? Cât de mult? Măi, pot să zic că destul de mult.
Îmi plac banii în sensul că este o necesitate în viața noastră. Adică, deși poate unii zic că banii sunt ochiul dracului, probabil depinde, la fel ca și cuțitul. Poți să îl folosești în scopuri bune, să-ți tai hrana, să-ți prepare hrana, sau poți să omori pe cineva. La fel sunt și cu banii. Mă numesc Băloi Andrei Asmin, am vârsta de 20 de ani și sunt din localitatea Anina, județul Caraș-Severin. Andrei, spune-mi, te rog, ce te-a motivat să vii la acest show? Sincer să fiu, m-a motivat faptul că o să am o experiență din urma acestui concurs pentru mine, care mi se pare principală, cât și pentru cei de acasă care o să urmărească emisiunea. Mă numesc Alexandru Nedelca, vin din Lupeni, Hunedoara și am 19 ani. Mă gândeam așa, am foarte multe cunoștințe, prieteni care au fost la pușcărie și am zis că măcar dacă eu nu pot să intru pe bune, măcar așa cu experimentul ăsta. Îți crescut printre bombardieri, interlop, șmecher. Vorbim noi astea după, mă înțelegi? Royce Roland, 31 de ani, Oradea. Roland, spune-mi, ce te-a motivat să vii la acest show? Vreau să-mi fac un canal de YouTube și Instagram pentru imagine. Iubită ai? Da, soție. Ce părere a avut soția ta despre ideea ta de a veni aici? M-a susținut. Ea a fost cu ideea, ea a avut ideea de mai demult de a face un canal YouTube. Pe vremea aia eu consideram că asta e o prostie și acum când am văzut că nu e o prostie, am zis că merită încercat. Mă numesc Pădurăreu Cătălin, am 18 ani și sunt din Brașov. Sunt patiser ca job și sunt pasionat de mașini, motoare, sport. Am făcut MMA, K1 și sală. Bine ați venit în penitenciarul de maximă siguranță Montana Vlog sau Veteran Clan, cum vreți să-i spuneți. Aici avem niște reguli clare. Deci, dincolo de faptul că pentru cei de acasă e divertisment, un show sau cum vor ei să-l privească, pentru noi e ceva foarte serios și fiecare în parte avem o responsabilitate, clar. Avem niște reguli pe care trebuie să le respectăm, la fel cum e în orice penitenciar din lumea asta. În primul rând, în fiecare noapte se va face planton. Trei vor face planton. Pe rând. Câte? 3 ore. Cu schimbul. De asta sunteți 6 și aveți 5 paturi. Pentru că nu avem nevoie de 6 paturi. Vă alegeți. Asta voi vă organizați. Care cum face primul, cum face al doilea, care face al treilea. De asemenea, ca în orice penitenciar, avem un șef de cameră. Nu mă bag. Voi vă alegeți. În fiecare zi va fi un șef de cameră.
Ce responsabilități are plantonul și ce responsabilități are șeful de cameră? Pe timp de noapte, plantonul răspunde de bunurile celorlalți din cameră. Și nu doar de bunurile celorlalți din cameră, și de sănătatea și siguranța fiecăruia. Orice lipsește pe timp de noapte din cameră, plantonul răspunde. Ce responsabilități are șeful de cameră pe timp de zi? Totul să fie conform regulamentului. Adică să nu fie violențe, orice problemă apare, orice problemă aveți, o raportați șefului de cameră. Șeful de cameră îmi va raporta mie și vom găsi o soluție în funcție de situația care este sau de problema fiecăruia. În fiecare dimineață la apel, dacă vreți, la doctor, orice problemă aveți, la psiholog, orice problemă, faceți o cerere și o înmânați la apelul de dimineață. 10 zile trebuie să rezistați aici. Până rămân 2, vă eliminați între voi. Legat de țigări, știu că sunteți și fumători și nefumători. Nu vrem să facem discriminări. Când e vorba de a vă oferi ceva. Așa că vom da câte un pachet de țigări la fiecare deținut în parte. Și vă descurcați. Cumpărăturile vor fi o singură dată, în valoare de 50 de lei. Vi se va face testul COVID pentru a fi în siguranță toți, având în vedere situația din prezent. Altceva, ce să vă zic? Fiecare își face pușcăria cum știe. Pușcăria așa cum ți-o face. Poate vi se pare 10 zile, vi se pare un timp puțin. Nu e. Pentru că într-un sistem de detenție, o oră nu are 60 de minute. Poate avea 600 de minute. O zi nu are 24 de ore, poate avea 240 de ore. Într-un sistem de detenție, efectiv, ești nevoit să suporți respirația celuilalt în ceafă. Dar toată experiența asta chiar vă va fi de folos în viitor. După ce acest experiment se va termina, veți vedea. Acestea fiind spuse, ce să vă zic, distracție plăcută și aveți grijă de trupul vostru. Deci pur și simplu te schimbă mult. Deci eu am venit aici, gen, am zis, eu în principiu, dacă sunt persoană liniștită, mă consider, am zis, bă, hai să fiu bun cu toată lumea, nu știu ce. Bă, dar ajungi în punctul să... chestia asta, pușcăria în sine, te schimbă, frate, zici, bă, trebuie să o dau, maliez, frate. Știi? Îi dau un om, îi dau un cap, da. Deci chestia asta te schimbă total, pe mine m-a schimbat. Darius e așa schilot că îi se vede tatuajul de pe piept și când stă cu spatele. Știi cum își amintește patul de tine? Îi lași urma adâncă.